Salut, mă numesc Valentina și astăzi vom rezolva un exercițiu pentru clasa 9, ecuații de gradul 2. Condiția este, calculați cardinalul mulțimii A intersecție cu Z pentru care A este mulțimea soluțiilor acestei ecuații de gradul 2. Reamintim că Z este mulțimea numărilor întregi. Începem să calculăm soluțiile acestei ecuații. 2x² minus x minus 3 este egal cu 0. Primul pas, calculăm delta. Are formula B² minus 4 Înlocuim locuim valorile. B la noi este minus 1 la puterea 2 minus 4 înmulțit. A la noi este 2 înmulțit la C la noi are valoarea minus 3. Este egal. Minus 1 la puterea 2 face 1. Minus la minus face plus. 4 înmulțit la 2 este 8. 8 înmulțit la 3 obținem 24. Adunând obținem 25. Următorul pas calculăm radical din 25. Are valoarea 5. Următorul pas calculăm x1 și x2 x1 este egal cu minus b minus radical din delta supra lui 2a și locuim valorile. b la noi are valoarea minus 1, minus cu minusul ăsta face 1, minus radical din delta am obținut 5 supra lui 2a, 2 înmulțit cu 2 face 4. 1 minus 5 obține minus 4 supra lui 4. Rezultatul este minus 1. Mai departe, scrim formula pentru x2. x2 are formula minus b deja plus radical din delta supra lui 2a. Locuim valorile, obținem 1 deja plus 5 supra lui 4. Este egal cu 6 supra lui 4. Vom simplifica această fracție prin 2 și obținem 3 supra lui 2. Deci, a la noi este mulțimea soluțiilor și va fi minus 1 și respectiv 3 supra lui 2. Așa. Calculăm a în intersecție cu z. Așa. A în intersecție cu Z va fi egal cu valoarea noastră minus -1 și 3 supra lui 2 în intersecție cu Z. Pentru că 3 pe 2 nu este număr întreg, obținem rezultatul doar minus -1. Acum, cardinalul mulțimii acestea este numărul de elemente. Cardinalului A în intersecție cu Z avem doar un singur element, înseamnă cardinalul este 1. Sper că acest exercițiu ți-a fost de folos. Succes ție la examen!